Domnule primar, ce ați organizat astăzi la Râmnicu Vâlcea? Ziua Recoltei. Nu s-a organizat de foarte mult timp și era cazul să facem ceva și pentru oraș, pentru a putea să vină cetățenii să-și achiziționeze produse tradiționale la niște prețuri un pic mai mici. În viitor tot în această locație va fi organizat? Nu cred că va fi această locație, o să vedem un alt loc un pic mai mare și mai care să ofere mai multor producători să vină la Ziua Recoltei. Am degustat o țuică, sunt cu țoiul în mână, dacă se spune așa, cu această ceașcă mică. Am gustat șoric produs de firma Diana și tocmai spuneam și mai devreme colegilor dumneavoastră că este o acțiune extrem de interesantă și foarte binevenită pentru Râmnicu Vâlcea. Mai în glumă, mai în serios, unul dintre pensionarii de frunte ai județului nostru spunea: domnule, a trebuit să așteptăm 10 ani de zile ca să avem și noi din nou Ziua Recoltei. Din păcate, într-adevăr, astfel de acțiuni n-au mai fost organizate în ultimul timp în Râmnicu Vâlcea și sper ca să fim în momentul de față la un nou început. Cred că astfel de organizare ar trebui făcute în fiecare săptămână, o zi pe săptămână, lucru pe care eu l-am întâlnit în Belgia, spre exemplu, într-un orășel mai mic ca Râmnicu Vâlcea, orășel în care vinerea, acolo, în fiecare vineri, toți producătorii regionali se reuneau într-o piață special amenajată și își vindeau produsele direct către consumatori. O chestiune extrem de civilizată, de comerț civilizat, o legătură directă între producător și consumator, o legătură directă în a-și putea promova noile produse, pentru că viața economică la nivelul fiecărui producător este într-o continuă mișcare, ei tot timpul caută să găsească produse noi cu care să ne încânte și ar fi și un mijloc de a-și promova în felul acesta direct către consumator noile produse. Bună ziua, ați degustat produsele tradiționale? Numai șoriciu. Și sunt încântată să aflu că aici sunt numai produse tradiționale și eco 100%. Fără euri, fără alți ingredienți care să ne pună sănătatea în pericol, ceea ce e un lucru foarte important. Cât de important este promovarea agriculturii și a produselor acestora de la Ziua Recoltei? Agricultura rămâne unul dintre factorii care o să aducă economia pe punctul de plutire în România în această situație de criză. Anul ăsta a fost un an din fericire pentru noi, foarte bogat. Păcat că acum este un pic de secetă, dar să sperăm că ne ascultă cel de sus și o să înceapă să plouă, cum spunea și ministrul mediului. O salutăm Ziua Recoltei după prima dată după 10 ani. Este o inițiativă foarte bună și foarte frumoasă, prilej cu care se întâlnesc toți producătorii din zonă și nu numai. Și iată că aici avem o zi cu adevărat de toamnă, o toamnă superbă. În acest context vedeți că sunt prezenți oameni din toate categoriile sociale, ceea ce înseamnă că cu cât avem evenimente mai multe, cu atât vom fi mai apropiați unii de ceilalți. Foarte frumos, să știți, și foarte bine venit în Râmnicu Vâlcea. Foarte, foarte bine. Să mai faceți din asta, că e foarte bine. Și foarte frumos, ne mai distrăm și noi mai ieșim din totul ce este al nostru, cum să vă zic eu, criza asta care o avem peste noi. Și mai ales noi pensionarii.